Salutare, dragi prieteni, și bine ați venit sau revenit la mine pe canal! Înainte să începem, nu uitați să vă abonați și să apăsați clopoțelul pentru a fi notificați de fiecare dată când postez un nou clip. Vladimir Putin este de fapt român? Dezvăluirea ce aruncă în aer tot ce știam despre cel mai temut om al planetei. Trecutul președintelui rus Vladimir Putin este învăluit în mister. Încă de la începutul carierei sale politice, originile sale au fost puse la îndoială și au rămas și acum un subiect controversat. O nouă teorie, lansată de un jurnalist rus, sugerează faptul că Vladimir Putin ar avea o relație specială cu România. S-a mai spus și că mama lui Vladimir Putin ar fi fost originară din Georgia, dându-l spre adopție când acesta avea doar 10 ani, dar această informație nu a fost niciodată confirmată. Unul dintre cele mai controversate zvonuri este că liderul de la Kremlin ar avea de fapt origini românești. Bunicul său ar fi fost un român numit Vladimir Putină. Declarațiile unui jurnalist rus ar putea elucida misterul din jurul naționalității lui Vladimir Putin. Acesta susține că are dovezi prin care poate demonstra că Putin ar avea origini românești și că se trage din Moldova și că străbunicul său ar fi luptat alături de Dimitrie Cantemir. Astfel, străbunicul lui Vladimir Putin a fost român din Basarabia și s-ar fi numit Vladimir Putină. Vladimir Putină ar fi fost unul dintre cei 400 de soldați din garda personală a lui Dimitrie Cantemir, cu care acesta s-ar fi retras în Rusia după o bătălie pierdută la Stălinești pe Prut în anul 1711. Strămoșul lui Putin ar fi fost chiar decorat de țarul Petru cel Mare pentru loialitate. Potrivit tradiției rusești, în familia Putină, pe linia paternă, toți primii născuți au fost numiți Vladimir. Astfel, generație după generație, au urmat o serie de Vladimiri. Unul dintre aceștia, Vladimir Vladimirovici Putină, bunicul lui Putin, ar fi fost bucătarul personal al lui Stalin. Din alte surse, aflăm că Vladimir Putin nu se ferește să își recunoască originile românești, dar că susține că acum simte rusește. Să fie oare adevăr sau mecanism de propagandă?